Astăzi sărbătorim rusalele și știm că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Vorbim, cred că, foarte multe despre dragoste și poate uităm să vorbim despre bucurie. Deși Dumnezeu ne cere să fim bucuroși, să venim cu veselie înaintea Lui și aș vrea să și citim câteva versete din Scriptură care ne vorbesc despre bucurie. Psalmul 43, versetul 4 spune: atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu care este bucuria și veselia mea. Te voi lăuda cu arfa, Dumnezeule, Dumnezeul meu. Psalmul 81, 1 spune: cântați cu veselie lui Dumnezeu care este tăria noastră, înălțați strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov. Psalmul 66, versetul 1 spune: înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie toți locuitorii Pământului. Spunea fratele Valer mai înainte că cu siguranță avem și necazuri, cu siguranță avem gânduri departe la cei dragi care poate sunt pe patul de suferință. Și chiar și în aceste cazuri, Dumnezeu ne cere să fim bucuroși. Și aș vrea să citim două versete din Iacov, Iacov 1, versetul 2 și 3, care spune așa: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Domnul să ne ajute la aceasta. Domnul să ne ajute să, ca începând din această dimineață, să căutăm bucuria, să căutăm să strigăm de bucurie către Domnul, să căutăm să ne schimbăm fețele și poate să fie mai greu la început, poate uităm, poate nu suntem obișnuiți cu asta, dar Domnul să se îndure de noi și să pună noi un gând de bucurie. Haideți să venim înaintea Domnului cu aceste gânduri. Amen.
Și atunci am fi pe deplin cu Dumnezeu.
Atunci ne vom bucura când îi va merge bine fratelui, vom simți când este în durere fratele nostru, sora noastră, atunci vom putea să punem mâna pentru că suntem ca el. Pentru că Dumnezeu ne va lumina mintea, ne va da înțelepciune, ne va da putere prin Duhul Său Sfânt, ca să putem lua atitudine, ca să putem să simțim cu cel de lângă noi. Pentru că pocăința nu înseamnă numai să venim în locul acesta să cântăm, să ne rugăm, să plecăm acasă, ci înseamnă o trăire continuă cu Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne dea bucuria mântuirii și bucuria slujirii Lui în inimile noastre. Și voi citi Psalmul 4, vă îndemn să vă ridicați și dumneavoastră de picioare și vom merge înainte Dumnezeu și vom cere bucuria aceasta. Ca Dumnezeu să ne dea bucurie în inimă mai mult decât au alții când se mulțesc bogățiile. Domnul să ne ajute să ne bucurăm totdeauna pentru mântuirea care ne-a oferit-o în dar. Amin. Răspunde-mi când strig Dumnezeu pe prin inimile mele. Scoate-mă la loc la cânturale. Hai milă de mine, ascultă rugăciunea. Fii oamenilor până când va fi batjocorită slava mea, până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciună. Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul la unde când strigă către el. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spune lucrul acesta în numele voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduceți jertfe neprigănite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea de când au ei, când se mulțește rolul grâului și al vinului. Eu mă culc și ador în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină locuința mea. Amen. Amen. Ezechiele furătate Duhul pe la poarta casei tale a avut vedenii sfinte pentru de rusale. Duhul Sfânt din înălțime l-ai trimis, Doamne, la noi să vorbim în limbi străine, să umblăm pe cărării lui. Ai dat apă în pustie, râu de viață dătător, cei ce beau din apa vie niciodată nu mai mor. Ai dat apă în pustie, râu de viață dătător, cei ce beau din apa vie niciodată nu mai mor. De sub pragul casei tale curge râul minunat și pe oriune de apele s-au vindecat. Duhul Sfânt din înălțime l-ai trimis, Doamne, la noi să vorbim în limbi străine, să umblăm pe cărării noi. Ai dat apă în pustie, râu de viață dătător, cine bea din apa vie niciodată nu mai moare. Ai dat apă în pustie, râu de viață dătător, cei ce beau din apa vie niciodată nu mai moare. De-ai intrat în râu acesta, până la șorduri de-ai intrat. Nu-i de ajuns să n-ai în viață, râul poate fi notat. Duhul Sfânt din înălțime l-ai trimis, Doamne, la noi să vorbim în limbi străine, să umblăm pe cărării noi. Ai dat apă în pustie, râu de viață dătător, cei ce beau din apa vie niciodată nu mai moare. Ai dat apă în pustie, râu de viață dătător, cei ce beau
copii creștini și roditori. Aduc rode orice lună, căci ei sunt nemuritori. Duhul Sfânt din înălțime l-ai trimis, Doamne, la noi, să vorbim în limbi străine, să umblăm pe cărării noi. Ai dat apă în pustie, râu de viață dătător, cei ce beau din apa vie, niciodată nu mai mor. Ai dat apă în pustie, râu de viață dătător, cei ce beau din apa vie, niciodată nu mai mor. Dintre multe stări pe care le cunoaștem cu putință, una parcă e mai frumoasă. E trăirea prin credință. Mulți azi prețuiesc credința și zâmbind prin viață trec, fiindcă e singura susoare care n-a trăit deșert. Chiar când uneori ne pare tot cuprinsul furiat, conținutul ei rămâne sfânt și binecuvântat. Dar vorbind de această stare necesară pe pământ, să-L rugăm pe Domnul Slavei să ne-o dea prin Duhul Sfânt. Nu știu cât și până unde mi se cere să urcăm, însă aș vrea uniți prin Duhul tot spre cer să ne îndreptăm, să unim ființa noastră cu Fiorul Sfânt de sus, punând fir de legătură între noi și între Iisus. Ni s-a spus de multă vreme, pentru cei ce au credință, viața e un salt spre cerul și un triumf spre biruință. Ni s-a spus de Salvatorul și Iisus n-a spus povești. El a spus că prin credință poți orice să dobândești. Poți când nu răvnești o slavă pentru fire, pentru eu. Poți orice neprihănire, poți orice cu Dumnezeu. Însă n-ai să poți vreodată de o izbândă să vorbești. Câtă vreme ești o pradă eului ce-l ogrotești, câtă vreme încă firea concurează la tribună, nu uita, tu ești creștinul numai pentru vreme bună. Însă, noi vorbim acum de o lucrare minunată. Nouă ni se cere astăzi o credință adevărată. Multe căi sunt azi în lume, mulți azi cred în chip și fel, însă noi am vrea efectul să vorbească astăzi El. Noi să vrem credința aceea care Domnul ne-a lăsat, gata în orice împrejurare, să arătăm pe Cel preanalt. Și dacă am pornit pe cale, plin de râvnă și voință, noi să înțelegem darul și trăirea prin credință. Hai să ne cunoaștem bine calea de acest spre cer, să nu pășbuim ca ceea care împăcate pierd. Mulți vor da înțelepciunii, că oricum e un dar frumos, e un dar ce ne exprimă pașnic și armonios. Acest dar, da, ne-ar surâde, dar de nu-l căpătăm, tocim zilnic la materii până când îl imităm. Noi, în râvna de a cunoaște darul cel mai prețios, apelăm la alte daruri, paralel cu al lui Hristos. Apelăm la daruri care nu-și mai fac în Duh efectul, ci hrănesc cu destulare doar atâta, intelectul. Râvna noastră de înălțare ne-a modernizat pe mulți. Ne permitem sfaturi proprii, fiindcă noi ne credem culți. Însă darurile sfinte, simple poate uneori, au fost, sunt și vor rămâne temelia tuturor. Darul Sfânt, darul credinței, ca și orice dar divin, te păstrează în părtășie cu Hristos și în har de plin. Te păstrează în sat de aibă spre stați de bucurii, spre-un liman care sfârșește cu Iisus în veșnicii. La cei ce au credință și au cugetul curat, Domnul vine că aici ai locul unde a fost chemat. Sunt și azi atâtea cazuri, stări durute, lacrimi grele, doritori ai mântuirii care vor o mângâiere. E nevoie iar de un Petru să se urce spre Sion,
E nevoie ca să treacă iar Iisus spre Ierihon. E nevoie ca Betesda iar să fie vizitată. E nevoie iarăși apa să mai fie tulburată. E nevoie. Însă Domnul s-a înălțat cândva la cer și acum vine la credința tuturor celor ce cer. Vine dacă ai credință în puterea Lui cea mare. Vine la scala Betesda și în această adunare. Deși n-ai avut prilejul să te arunci în scăldătoare, ai prilejul să te vindeci chiar aici, în adunare. Sunt dovezi atât de multe, care țin stindardul sus, nori de mari vom striga astăzi cum i-a vindecat Iisus. Nu mai sta în necredință. Apăsat cât vrei să stai, chinuit de suferință când un Dumnezeu tu ai. Cât mai vrei să stai, amice, fără trai dumnezeiesc, până când fiorii morții tot mereu te încolțesc. De ce nu-ți cunoști chemarea? Până când poți suporta să-ți mai bată în suflet vântul, troienind cărarea ta? O credință, forță mare, strigă-te cu glasul tău, să cunoască fie mare cât de mare Dumnezeu. Mișcă-i tu pe toți din locuri, scoate-i și din labirint, fă să vadă că e vremea Sfintelor făgăduriți. Fă să simtă tot poporul Harul Sfânt al Mântuirii. Fă să se coboară norul ca la corpul întâlnirii. Umple, Doamne, iar sforul cu fior dumnezeiesc. Fă să li se aprindă jertfa tuturor ce te doresc. Pune îngerul la ușă cu o sabie de foc. Nu lăsa nelegiuirea să pătrundă în acest loc. Nu lăsa ca formalismul să-ți împiedice lucrarea, ci ridică-te, stăpâne, cercetează adunarea. Fă să începem sărbătoarea chiar de aici, de pe pământ, să trăim toți revărsarea ploilor în Duhul Sfânt. Vrem să-ți auzim, o, Doamne, vuietul puterii tale, să ne umple mas cu Duhul ca în ziua de Rusalii. Și-am dorit să clocotească iar cu noi nădejdea vie, lepădând orice momială care ne-ar lega de crie. Am dorit măcar o clipă să trăim sus pe dator, să vedem în ta splendoare, Scumpule Mântuitor. Da, dorim și dorul nostru leagă-ne de acum de cer, să-ți fim o comoară sfântă, un tezaur, un mister. Nu știm cât vom fi aici, nu știm cât va mai fi har, însă vrea ca lupta noastră să nu fie în zadar. Am dorit ca în clipa aceea, la măreața întâlnire, când vei apărea în slavă cu semnalul de răpire, să fim toți în haine albe, să fim toți în așteptare, încât să putem începe mult dorita sărbătoare. Dar până atunci, Doamne, dă-ne toate biruință și în lupta noastră bună, dăruiește-ne credință. Amin.
omule, și-au umplut toată casa unde ședeau ei. Nici de lin ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudeii, oameni cu cer, deci din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni. Cum dar i-au auzit vorbind fiecare din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pontasia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudeii, sau prozeliți, cretani și arabi. I-au zis vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții. Ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau sunt plini de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, ridica glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei ce locuiți în Ierusalim să știți locul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, că nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și pătrânii.
voștri vor visa visul, da, chiar și peste robii mei și peste robele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și umbrătești de fum soarele, se va face în întuneric și luna în sânge înainte să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. Luați loc, vă rog. Am citit acum din nou paragraful acesta biblic care se obișnuiește să se citească în ziua rosarilor, în debutul rosarilor. Măcar că zilele acestea, când am studiat din nou din Scripturi, mi-am dat seama de nevoia unei abordări mai largi a acestui subiect și îmi propun, pentru vremurile care ne stau înainte, în câteva abordări să prezint această lucrare a Duhului Sfânt de la început și până la sfârșit, cu accentele necesare care trebuie să așezate pe lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament, în viața lui Iisus și apoi în Noul Testament. Astăzi însă, în ton cu sărbătoarea, cu timpul care le avem și deschizând drumul spre masa Domnului, voi opri doar la două aspecte care țin de sărbătoarea aceasta, și anume am să vorbesc ceva despre evenimentul cinzecimii și ceva despre efectele cinzecimii asupra bisericii. Sunt două gânduri la care m-am oprit în ziua de astăzi. Haideți să așezăm în scurt evenimentul cinzecimii în Scripturi și să legăm în mintea noastră ca să pricepem bine adevărul acesta. Locul. Când vorbim despre un eveniment, vorbim despre un loc și scrie Cuvântul lui Dumnezeu, în ziua cinzecimii erau toți în același loc și unitatea aceasta de stăruință și rugăciune este întotdeauna deosebit de importantă în ecuația oricărei lucrări spirituale care ține de Duhul lui Dumnezeu. Timpul. Erau toți în același loc în ziua cinzecimii. Cinzecimea aceasta era o sărbătoare. Citim despre evrei în Exod 23 cu 16. Ajută-mă cu Exod 23 cu 16. Ca să arăt fraților că scrie aici să ții sărbătoarea secerișului a celor din tâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe câmp, și să ții sărbătoarea strângerii roadelor la sfârșitul anului, când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale. Era astfel o sărbătoare agricolă care era punctată, erau cele din tâi roade, spune Cuvântul lui Dumnezeu aici. O mai găsim în Scripturi, sărbătoarea aceasta a cinzecimii și subtitlul e sărbătoarea săptămânilor, pentru că are loc la 6 săptămâni de la Paște sau 5 zecime de la 50, a 50-a zi. Oricare din referințele acestea scripturale vorbesc despre același eveniment. Știm din istoria poporului evreu că mai încoace, în sărbătoarea aceasta, se făcea și o aniversare a legii date pe Sinai. Vorbim despre eveniment, locul, timpul, sunt trei fenomene care stârnesc uimirea, pun în uimire și atrag atenția mulțimii, și ele sunt scrise în Scriptură sub formularea aceasta, versetul 2. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic. Acesta este, bineînțeles, un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic.
Apoi, în versetul 3, niște limbi ca de foc. Limbi ca de foc. Au fost văzute împărțindu-se peste fiecare din ei și versetul 4 și toți au început să vorbească în alte limbi. Rețineți formulările acestea, sunet ca vâjitul unui vânt puternic, limbi ca de foc și alte limbi în care ei au vorbit. Prima nevoie de clarificare vis-a-vis de acest eveniment este vis-a-vis de aspectul limbilor. Când cinzecimea s-a manifestat, bogorârea Duhului Sfânt s-a manifestat în elementele acestea, nu-i străin de contextul Scripturii, pentru că dacă ne uităm până aici în Scripturi, dacă venim de la început până aici, vom descoperi că mereu în ecuația lucrării Duhului avem de-a face cu vântul și cu focul, ca simbolul ale Duhului Sfânt, de asemenea cu apa și cu porumbelul. Sunt principalele patru simboluri ale Duhului Sfânt în Scriptură. Deja aici avem o problemă când vorbim despre alte limbi și cel mai bine este să o clarificăm acum. Noi avem, preoviților, în Scriptura această formulare a alte limbi aici în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Dar mai avem un material care vorbește detailat despre limbi în 1 Corinteni. Și nu-i unul și același lucru. Dacă vorbim despre direcția manifestării a limbilor, atunci cuvântul Domnului ne spune nouă în Fapte aici că a fost dinspre Dumnezeu spre oameni, spre public. Au venit de la Dumnezeu niște limbi ca de foc. Dacă vorbim în Corinteni 14 cu 2, citim că ele sunt de la oameni spre Dumnezeu. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Direcția este primul lucru diferit în manifestarea limbilor. Apoi, caracterul lor. În Fapte, capitolul 2, frații mei, avem limbi recunoscute de auditoriu. Ați văzut enumerarea mai multor națiuni, neamuri, prezente la sărbătoarea aceasta. Iudei sau prozeliți, sau care au aderat la iudaism. Când s-a vorbit în alte limbi, s-a vorbit în limbile acestor oameni. Ele erau necunoscute pentru vorbitori, adică pentru apostoli, pentru cei erau necunoscute, dar erau cunoscute pentru cei ce le auzeau. Dacă îmi permiteți acum, presupunând că cineva nu înțelege asta, ca și cum noi în adunarea asta, din dimineața asta, ne-am pune pe o rugăciune și între noi s-ar vorbi în italian, în franceză, eu știu, în rusă, în spaniolă, de către oameni care nu cunosc limbile acestea, nu de către unii care trecând prin școală le-au învățat. Erau limbi recunoscute. În alte părți se vorbeau aceste limbi. Dacă citim în 1 Corinteni, descoperim că limbile din 1 Corinteni sunt necunoscute și necesită tălmăcire. Ele sunt uzitate în public, Dumnezeu vorbește prin oameni, în felul acesta, Duhul Sfânt vorbește prin oameni, în felul acesta, dar este nevoie de tălmăcire. În sfârșit, iubiților, când vorbim despre scop, avem direcție, caracter și scop, când vorbim despre scop, în Fapte, avem ca scop că limbile sunt un semn care pun în evidență primirea Duhului, dar în 1 Corinteni avem de-a face un da pentru zidirea bisericii. Asta ca să vă provoc să vă duceți astăzi în Scripturi. Să vedeți asemănările și nuanțele acestea
care trebuie clarificate, pentru că cu siguranță dumneavoastră ați auzit, trebuie clarificate noastră de mulțime, noastră cu siguranță ați auzit pe unii care, atacând penticostalismul, să zicem, sau carismatismul, spun bunoară fapte, doi nu mai există, nu se mai aplică. La încheierea canonului Scripturii nu mai este nevoie de aceste daruri. Sigur, o greșeală fatală, dar se spune că ai susțin asta. Sau, spun unii, de ce vin penticostalii carismatici cu o vorbire în limbi pe care nu o pricepe câtă vreme, în fapte 2, era clar că erau limbi cunoscute. Iată de ce. Pentru că sunt alte limbi necunoscute. Haideți să facem mai un comentariu mai larg, care să ne fie de folosul nou acum. Asta ca percepție din afară asupra evenimentului rusalilor, pentru că vă asigur că nu toți îl abordează la fel și sunt unii care biserici evanghelice nu citesc astăzi pasajul acesta biblic, neconsiderându-l relevant. Când vorbim despre vorbirea în limbi, despre practicarea vorbirii în limbi, există mulți practicanți, biserica noastră sunt foarte mulți, că există anumite nuanțe și anumite diferențe de la vorbitor la vorbitor, că există uneori reguli bisericești care permit aceste manifestări și, în altă parte, reguli bisericești care nu permit aceste manifestări, sigur, ține de noi, de oameni, noi ne facem. Există o frică a unora de a se raporta chiar cu curăție de inimă la lucrarea Duhului din pricina versetului biblic, să nu cumva să zbulim împotriva Duhului Sfânt, că asta nu mai are iertare. Și de asemenea, cred că este bine să amintesc că cum în contextul acesta, 1 Corinteni 12 cu 30, se pune o întrebare. Oare toți vorbesc în limbi? Și în contextul acesta, în locul acesta și în înțelegerea aceasta, răspunsul este nu. Până la urmă, cum clarificăm problema acestor limbi? Eu, ca să le putem bine nuanța, am zis că două manifestări de limbi sunt de cadrul public și două țin de cadrul privat. Haideți să vorbim despre ele și să le argumentăm scriptural. Vorbirea în limbi ca semn pentru cei necredincioși. Asta este într-o adunare publică. Oricare este. 1 Corinteni 14 cu 22. Auziți ce este cuvântul Domnului? Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Asta este prima formă de vorbire în limbi și este, dacă vreți, cea din Faptele Apostolilor, capitolul 2. Oameni necărturari, neinițiați, neînvățați, netrecuți prin școli, prin facultăți, care nu stăpâneau alte limbi de circulație din vremea aceea, sau nu neapărat de circulație, au vorbit în limbile acestea unor oameni de acolo, spunându-le taine și descoperindu-le lucruri. Limbile acestea sunt întotdeauna de gama adunărilor cu necredincioșele. Sunt un semn pentru cei necredincioși. Astăzi limbile acestea se practică. La doilea rând, frații mei, avem vorbirea publică în limbi care trebuiește tălmăcită. În 1 Corinteni 12 cu 10 citim lucrul acesta. 1 Corinteni 12 cu 10. După o înșiruire care este înainte, ni se spune că altuia i s-a dat puterea să facă minune, altuia prorocie, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Limbi necunoscute, neuzitate în altă parte, dar care pot fi tălmăcite și tălmăcirea lor poate aduce sidire sufletească. Se practică astăzi forma aceasta de limbi. Facem un pas mai departe și este întotdeauna bine să ținem cont de cadrul acesta
când vorbim despre manifestarea vorbirii în limbi într-o adunare. Facem un pas mai departe și vorbim acum despre vorbirea în limbi pentru timpul personal de rugăciune. Deci le-am împărțit în forma asta, că le putem pricepe mai bine. În 1 Corinteni 14, 14 și 15 este scris următorul lucru. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Adevărat. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Deci, cântarea poate de asemenea, ca și rugăciunea, să fie așezată în ecuația aceasta. Adică când eu mă rog, în odăința mea, cea mai bună formă la îndemâna oricărei dintre noi, dată de Dumnezeu, din Scripturi, asta este o formă eficientă și înaltă de rugăciune. Atunci când ne rugăm cu minte, adică în românește. Sau poate câțiva de aici, dacă vor neapărat fiu engleză, într-o limbă cunoscută, da? Cred că putem rămâne la în românește, da? Ne rugăm cu minte. Dar ne rugăm și cu Duhul. Și atunci, Duhul, în momentul, spune Scriptura, în care ne rugăm cu Duhul, mintea este fără rău. Iubiților, asta ține de zidirea personală, dacă înainte am vorbit despre zidirea care poate veni și clarificarea care poate veni peste necredincioși până oră. Acum avem de-a face cu zidirea noastră personală. Să ne rugăm cu mintea și cu Duhul. Aici este potrivit Iuda 20. Adică ne avem numai un capitol Iuda, căutăm doar versetul 20. Unde cuvântul Domnului spune, dar voi, preobiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Forma asta presupune o legătură directă cu 1 Corinteni 14 cu 15. Și mai avem, frații mei, vorbirea în limbi ca mijlocire. În Romani, capitolul 8, versetul 26, la 27, este o altă nuanță care aduce o clarificare. Și tot astfel, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Începeți? Duhul Sfânt ne ajută pe noi în slăbiciunea noastră. Că nu știm cum trebuie să ne rugăm. Trebuie să recunoaștem că adesea suntem foarte slabi în rugăciune. Și că uneori chiar nu avem cuvinte. Și că cu siguranță nu ne știm rugat tot cu voia lui Dumnezeu. Și atunci, însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, spune cuvântul. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului. Pentru că El mijlocește pentru sfinți, după voia lui Dumnezeu. Deci avem forma de a ne ruga, mijlocind pentru noi, sau pentru alții, forma în care Duhul preia controlul total, pentru că noi suntem slabi și nu ne știm ruga. Și Duhul mijlocește în cazul acesta pentru noi. Slăviți să fie Dumnezeu! Adică când suntem slabi, frate și surori, ne putem vizui pe Duhul. Doamne ajută-ne! Vreau să mai spun vis-a-vis de un eveniment două versete biblice și să fac o clarificare pastorală personală, am numit-o. În primul rând am să vă îndemn cu toată ființa mea să căutați asta. Amin? Să căutați asta. 1 Corinteni 14, nu, 1 Corinteni 14 cu 5, întâi. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Și cuvântul lui este vrednic de crezare. Aș dori ca toți să vorbiți în limbi. El planifica altceva, aici legat de procedii. Eu spune mai departe că va fi de folos fiecare. Și dori ca toți să vorbiți că va fi tuturor de folos. Sau fiecare de folos. Și de asemenea, versetul 39 din 1 Corinteni 14 este scris: nu împiedicați vorbirea în alte limbi. Ca biserică suntem liberi, știți asta, suntem deschiși, cu siguranță că în adunările de rugăciune, mai ales miercurea,
Și miercuri a fost un exemplu aici, în care Dumnezeu s-a manifestat și prin vorbire în limbi, Duhul Sfânt s-a manifestat și prin vorbire în limbi, și prin prorocie, atât poporul, cât și în mod individual, unii frați sau surori, au avut un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Mărinți să fie Domnul! Nu împiedicăm în niciun fel lucrul acesta și vă îndemnăm să căutați, să vorbiți în limbi ca să vă știți, ca să aveți putere mai mare în rugăciune și când nu vă știți ruga, să se roage Duhul în locul vostru. Și acum urmează clarificarea de care am să vă spun. Toate regulile acestea care Biblia le pune aici, prin apostol, sunt necesare și sunt bune. El vorbește, cândva vom aborda textul acesta în detaliu, despre faptul că dacă ar fi aici o vorbire în limbi foarte mare sau mulți și în altă mărcini nimeni, ar putea spune credincioșii că suntem nebuni sau cam înnebunit. De aceea apostolul spune, dacă nu sunt limbi cunoscute, și dacă sunt limbi necunoscute, atunci să fie tălmăcire. Dacă nu, să se tacă în adunare. Și când se vorbește și se prorocește, se paranteză, să fie o ordine, o rânduială, doi sau trei pe rând. Dacă unul este sus, celălalt care este jos, să tacă, adică să nu le amestecăm încât să iasă un ghiveș din care să nu mai înțelegem nimic. Dar asta nu presupune niciun fel de oprire, niciun fel de stingere a Domnului, ci presupune o rânduială de care este nevoie. O mențiune. Dacă există grupuri de rugăciune, sau dacă se adună frații, ne adunăm noi poftim, nu știu, ne adunăm 40-50 de aici într-o seară. Cineva spune, uite, vine la noi un grup de frați, sau trece la noi un slujitor, haideți la o rugăciune. Ne adunăm acolo 50 de frați, 40, nu știu câți ne adunăm. Locul acesta este un loc nimerit pentru manifestarea carismelor Duhului. Fraților, vorbiți în limbi fără nicio rezervă în locul ăsta. Fără nicio rezervă. Și aici nu e nevoie de tălmăcire, că toți frați fiind pricepem despre ce este vorba și știm. Și că acestea sunt locurile care nu trebuie îngrădite cu aceste porunci din Scriptură pe care Apostolul le zice din cauza celor necredincioși ce este vorbit să fie tălmăcite. Dar cum suntem numai noi și ne adunăm numai pentru rugăciune? În felul în care cântăreții se adune să exersează cântarea mai bine și mai mult și cu alte instrumente, felul în care cei ce studiază apelează la biblioteci și la tot felul de forme electronice și electronice să se dezvolte, felul acesta cei care se aducă la rugăciune să se roage și să se roage cât îi ține Duhul. Și să manifeste oricare carismă a Duhului. Măriți să fie Dumnezeu! Partea a doua aș vrea să vorbesc despre efectele cinzecimii. Asta a fost ceva ce a ținut de evenimentul cinzecimii. Timp, loc, evenimente speciale și clarificarea acestui subiect asupra care unii aruncă de zeci de ani, de mulți ani, o întunecime. Să fie limbi ca la Rusalii. Să fie! Atunci când se cere să fie ca la Rusalii. Și să fie ca și în Corinteni, atunci când se cere să fie ca și în Corinteni. Bineînțeles că trebuie să vorbim despre un efect. Bineînțeles că trebuie să vorbim despre ceea ce a urmat după pogorârea asta a Duhului. După ce i-a luat Duhul Sfânt în control. După ce Duhul Sfânt s-a manifestat cu putere. Și mă interesează efectele, astăzi, efectele Duhului Sfânt asupra Bisericii. Și am scris 5 pe care le descoperim în debutul cărții Faptele Apostolilor, în manifestarea primei biserici, Biserica din Fapte. În primul rând spune cuvântul Domnului în versetul 42, că biserica aceasta este, sau a devenit tot mai mult o biserică care învăța. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Ei, vorbitorilor de limbi, care sunteți aici, și cei ce exersați darul, nu-i niciun contrast între învățătură
și carismele Duhului. Și nu-i nimic care trebuie să stea cap în cap. Și cum să nu te supere atunci când zice câte unul, frate, eu las studiul Bibliei, nu mă duc că mă plictisesc, zice. Păi nu pricepeți că astea-s mână în mână? Că Duhul ne conduce la Scripturi, firea nu ne conduce în veac la Scripturi. În veac nu ne conduce firea la Scripturi. Firea ne conduce să fim comos, să stăm liniștiți, să... Duhul ne poate conduce să cunoaștem Scripturile. De aceea, a învăța cuvântul, a ști cuvântul, a ne instrui în toate formele cu privire la cuvântul lui Dumnezeu este ceva ce vine din Duhul Sfânt, care nu se poate manifesta nici când mai bine în noi decât o temelie puternică a cuvântului așezat în noi. Auziți ce zice cuvântul Domnului prin prorocul Ieremia, capitolul 9, versetele 23 și 24, vis-a-vis de această primă dimensiune a bisericii de început, o biserică care punea accent pe învățătură. Așa vorbește Domnul, asta e prorocie, pricepeți? Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare, să nu se laude cu tăria lui, bogatul, să nu se laude cu bogăția lui, ci cel care se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, zice Domnul. Că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în aceasta găsesc eu plăcere, zice Domnul. Măriți-i fie Domnul. Iată, dar că nu putem desfășura înțelepciuni proprii, că n-au valoare, dar că nu putem tări deosebite, că nu sunt importante, nici bogăția nu are preț în ochii lui Dumnezeu, și ceea ce are preț este să-L cunoaștem pe Domnul. Și uitați-vă nuanțele. De unde să știm noi decât din Scripturi că Dumnezeu face milă, judecată, dreptate pe pământ? De unde? Decât din cuvânt. Frații și surori, îmi doresc, după imaginea bisericii de la început, din fapte, biserica noastră să fie și să rămână o biserică care prețuiește cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, biserica, al doilea efect asupra bisericii este că biserica aceasta o vedem ca o biserică iubitoare. Și din cuvântul Domnului, versetul 42, în celelalte aspecte, stăruiam în învățătura apostolilor, în legătura frățească sau legături frățești, înfrângerea pâinii rugăciuni și adăugați 45, își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Asta s-a întâmplat ca efect al venirii Duhului Sfânt peste oamenii aceștia. Au început să fie sensibili la nevoile altora. Nu sunt astăzi nevoi destule? Sunt. Și ele sunt împlinite de multe ori prin nevoi, prin biserică, prin noi, prin indivizi când le cunoaștem. Și când rămân unele necunoscute și neîmplinite, este că nu deschidem urechile la șoapta Duhului atât cât trebuie. Că Duhul știe și cunoaște toate acestea. Nu-i mai puternică și nu-i mai unită o biserică decât atunci când deschide ochii larg și când din prisosul meu se acoperă lipsa altea și din prisosul altea se acoperă lipsa mea. Ajutorările sunt un alt concept biblic reglementat în Scripturii și care trebuie exersat până când vin Domnul, că așa zice Domnul, că sărași vor fi întotdeauna. Frații și surori, oamenii aceștia au iubit cu vorba și cu fapta. Prin timp ca orice lucrare se mai diluează lucrurile. A, lucrarea Duhului nu se diluează, se diluează în inima noastră. Duhul Sfânt are aceeași putere. Dumnezeu este la fel de Sfânt. Și prin timp vine Apostolul Pavel să ne zică să vă fie dragostea fără prefăcătorie. Să nu mai fiți prefăcuți și fățarnici. Că voi sunteți un trup, sunteți o familie și se cade să vă iubiți din toată inima. Băriți să fie Dumnezeu.
Frații și surori, prieteni, în al treilea rând, biserica din Faptele Apostolilor, ca efect al pogorârii Duhului Sfânt, a devenit o biserică care punea accent pe rugăciune. Am citit asta aici. Este rugat în învățătura apostolului, apostolul în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. În templu, curtea templului, sau în case, ei se rugau și frângeau pâinea. Ceea ce vom face și noi, imediat, ca o expresie a continuării acestei practici, accentului pus pe cuvântul poruncit al lui Dumnezeu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, mărit să fie Domnul. Se rugau și stăruiau împreună. În al patrulea rând, preoților, tot cu versetul 43, biserica din Cartea Faptelor Apostolilor, ca un efect al revărsării Duhului Sfânt, era o biserică care avea frică de Domnul. Sper să nu vă sune așa biserică ca o etichetă, nimic cu noi. Adică membrii din, adică frații despre care vorbim, adică cei ce au primit Duhul. Păi se va încheia biserica. Unii zic că asta e ziua de formare a bisericii. Am intrat în detaliile acestea, le potrivim pentru altă dată. Dar rețineți că vorbesc din conceptul biserica, se va dezvolta începând cu această zi, în fapt, era poți să merge mai departe. Adică ei, cei care formau biserica, adică tu și eu. Că asta este logica când spunem biserică. Era o biserică care avea frică de Domnul. Avea frică de Domnul. Făceau toate cele de mai sus, împlineau nevoile lor, erau nelipsiți de la templu și toate acestea le făceau cu frică de Domnul, cu teamă sfântă, cu respect. Dacă apostolul prin timp era nevoit să spună să vă fie dragostea fără prefăcătorie, aș apăsa puternic aici și să spun că în biserică se predică cuvântul. Aș spune că în biserică se frânge pâinea și se fac rugăciuni. Spune fără rezervă că sunt multe nevoi împlinire și sunt aspecte personale ale dragostei uneori înălțătoare. Dar eu observ tot mai mult că nu prea mai este frică de Domnul. Este observația mea. S-ar putea să nu aveți toți aceeași observație, măcar că nu pentru că e a mea o să fie puternică, e adevărat ceea ce se spune. Uitați-vă dacă nu e adevărat că noi facem fiecare ce vrem noi. Dar nu-i important ce predic eu acum. Când ai plecat de aici acasă, faci exact ceea ce vrei tu. Ceea ce ai făcut și el și ala altă. Și dacă până astăzi n-ai făcut un lucru, măcar că știi că e biblic, eu sper numai pe cercetarea Duhului să se schimbe asta. Că dacă lucrurile rămâne exact cum au fost. Și primul lucru se va vedea în felul în care se va goli biserica după masă și mâine, în sărbătoare. Că nu mai ținem să fim împreună și să fim nelipsiți de la templu. Că nu ne mai temem de Domnul și că putem să fim oriunde altundeva. Oriunde altundeva am putea să fim și să nu fie păcat, dar niciunde cu beneficiile care sunt aici, în casa lui Dumnezeu. Să ne cercetăm, fraților. În ziua în care vorbim despre Duhul care schimbă, transformă și care trebuie să aibă efecte de felul acesta în viața fiecărui credincios. Și în final, în versetul 47, citesc cuvântul Domnului, ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. O biserică care evangheliza. Este un scop principal al Duhului. Nu putem ține doar pentru noi. Nu putem să consumăm totul între noi. Nu putem să lăsăm mântuirea, carismele Duhului celălalt doar pentru noi. Trebuie să-L facem cunoscut pe Dumnezeu. Trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu. Trebuie ca oamenii să vadă în noi că suntem Fiul lui Dumnezeu. Și
să vină la mântuire. Adică să vină la biserică și să fie mântuiți. Mărit să fie Domnul. Frații și surori, mă opresc aici ca să nu intrăm peste timpul în care vom sta la masa Domnului și ca să avem în liniște vreme să facem lucrul acesta cu rânduială. Spunându-vă doar atât, eu îmi doresc efectele revărsării Duhului în biserica noastră. Dacă vreți să știți, anul trecut am avut o predică, iată la ce lucrez eu, reținete, iată la ce lucrez eu. Dacă vreți să știți, sunt puternic interesat ca aceste efecte ale Duhului să fie reale și vizibile aici în biserică și cum înțeleg că în fiecare dintre noi, că noi dăm tot ce înseamnă biserica aceasta. Să prețuim cuvântul, să ne iubim din inimă, să ne rugăm stăvitor, să ne temem de Domnul și să spunem și altora despre Domnul, ca și alții să vină și să-și mântuiască sufletul. Amin. Amin.